Prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu. Astăzi suntem pe un traseu. Traseul Ciucaru. Și da, merge. Mergem pe un traseu. Ok. Deja am obosit. Am urcat ceva, adică nu am început vlogul înainte să vin aici. L-am început pe traseu. Deci da. Traseul este marcat, deci nu ne rătăcim. Aolea, ți-am găsit. Când mai e? Aolea, era să pic. Ok. Mai mult, aici sunt părinții mei. Care urche. Ok. Ok. Facem sport. După cum spune mami. Adică nu mai e mult. Așa este. Sunt marcați pomii. Ca să vedem pe unde să mergem. Multe gurmai. Și nu mai știu pe unde să iau. Pe aici și pe aici. O să iau pe aici. Cred că e bine pe aici. Să vede poteca. Câte gunoaie. Acum am avut multă urcare. Acum nu mai avem atât de mult. De fapt cred că am ajuns. Nu sunt sigură. Cred. Nu știu. Văd că e copacul ăla marcat acolo. Aici. E priveliște frumoasă acolo. Trebuie să mă duc puțin să filmez. Mi-e frică de gânganii de pe aici. Uitați. Ce frumos. Ei, deci se pare că mai avem. Aici un foișor. Și mai avem de mers. Nu ne odihnim. Mergem mai departe. S-a adihnat. Alții, pe copac. Opa, am alergat puțin. S-a mișcat foarte tare ecranul. Aici, alții, pe copac. Cred că trebuie să luăm pe aici. De fapt, sunt sigură că trebuie să luăm pe aici. Mi-am mărțărit adidasul. E foarte frumos. Îmi place foarte mult, dar a fost greu că am urcat. Ok. Ok, alsem pe copac. Câte pietre. Hop. Ne facem niște poze și revin. Au, un țânțar. Terminat. E foarte mulți țânțari. Deci, da. Alsem pe copac. Noroc că e traseul marcat, că dacă nu ne pierdeam până acum. Adică cel puțin eu. Și
Sunt curioasă cum o să arate la final. Uitați-o frumos aici. Opa, am calcat. E o crenguță. Cam așa arată. Cred că o să facem și niște poze aici. Apropo, azi suntem pe copac. Și acolo altul. Da. Îți fac poze. Mă duc și eu. Revin. Bun. Părinții mei acolo. Ne-am întâlnit cu niște oameni și au zis că nu mai avem mult. Ok. Alțem pe copac. Deci vă zic, bine că e traseul marcat. Chiar merită. Adică îmi place foarte mult. Sunt curioasă cum o să arate la final. Ok. Am avut de la hotelul unde stăm noi 3 km departe. 3 km de parcurs cu mașina. Și după am... Ne-am urcat pe traseu și n-am. Acum când o să ne întoarcem, o să vă arăt pe unde am venit. Ce? Asemn. Pe copac. Ok. Ok. Foarte frumos. Părinții mei discută acolo despre traseu. Mă duc eu în fața lor. Ok, acum azi prima ca să pot să filmez. Filmez cu telefonul, deci e puțin mai greu. Pentru că nu se vede foarte bine. Uitați-vă ce frumos e copacul ăsta. Super drăguț, numai că nu are frunze. Ce păcat. Îmi place super mult traseu. Dar uitați-vă și voi cum mi-am făcut adidasii. Doamne, bine că mi-am luat două perechi. Că dacă nu am două perechi, mergeam fost de așa. Alțăm pe copac. Ok. Cam așa arată pe drum. Doamne, m-am oprit puțin pentru că eram bun, dar alțăm pe copac. Dacă m-auziți că țip sau da, înseamnă că văd gâșgănii pe jos sau, da, mai multe pentru că eu am fobie la gândaci. Nu-mi plac deloc gândaci. Mi-e foarte frică de ei și mai ales mi-e frică de broaște, nu-mi plac broaștele. Adică mi-e frică doar că sunt foarte scârboase. Da. Ok. Aici avem un copac căzut. Trebuie să trecem pe sub el. Cât? Ok. O să filmez când sunt mai aproape pentru că nu vreau să vă plictisesc. Să vă arăt ce priveliște, deci pur și simplu foarte frumos. Nu am ajuns, dar uitați-vă și voi ce frumos. Acolo părinții în față. Deci e foarte frumos. Vă recomand să veniți aici. Foarte frumos. Oh my god. Uitați-vă și voi ce frumos se vede. Adică pe cameră nu se vede cum se vede în realitate, deci... Da, hop. Dar nu-mi place că sunt foarte, foarte, foarte multe gunoaie. Adică... Înțeleg, nu ai coș de gunoi, dar... Unele într-o plasă. Și după aia aruncă-le când vezi coș de gunoi. Trebuie să le arunci pe aici. Uitați-vă și vă ce frumos e. Ok, stați să vă arăt, e foarte frumos. Și am ajuns.
Filmezi? Unde? La locul propriu zis, dar sunt priveliști frumoase. Am ajuns la jumătatea traseului. Continuăm. Uitați-mi câine.
pa! Copre era, nu? Ne-am întors la foișor care se află în vârful unei rampe și probabil construit pentru a te odihni. Urăm acum. Era să pic. Am plombit. Pare că e la fel de greu ca și la urcare. Cam atât a fost cu traseul Cicaru. Mai avem 3 km și ajungem la pensiune. Și da, ne revedem cu un nou vlog.